Ce părere ai despre Sorin că i-a zis Mariei că nu i-a tras de ea? Dar încearcă să o cunoască așa. Că i-a zis că nu i-a tras? Eu știam. Adică știam că îi zisese Natalie înainte. A fost corect. Mi se pare că e corect față de ea. Da, și mi-am dat. Cred că așa ar fi trebuit să spun și eu de la bun început. Da, iubarem ție, ți-am dat o șansă, adică am dat o șansă. Adică tu n-ai să atras de mine sau ce? Ba da. Păi era fizic, zis că da. Nu i-a atras de ea fizic. A, fizic deloc. Era zis că nu i-a atras de ea fizic și că vrea să cunoască mai uite, mult. Uite, da, i-a zis din prima. Eu ție n-am putut să spun din prima că și tu femeie frumoasă. I-a zis că... Eu știam dinainte că i-a zis și Natalie și Sorin că nu îi place de Maria și cumva oarecum Natalia și făcuse așa o chestie că n-are nicio treabă cu Maria, știi, stătea în bancă, e liniștită. Foarte frumos din partea ei, deja mă vorbesc. Adică mi se pare normal să spui din prima ceea ce simți, știi? Eu ți-am zis că ești o femeie frumoasă și mi-a făcut plăcere să te cunosc, știi? Dar, da, recunosc, ți-am zis. Greșit, mi-am asumat ca bărbat, am avut anumite greșeli și îmi pare rău că te-am făcut să suferi. Și poate trebuia să fi spus... Acum nu mai crezi că mă victimizez? Acum nu mai crezi că mă victimizez? Așa am crezut în prima zi, Grațiela. Păi acum să crezi așa? Adică n-am crezut că tu chiar ai pus sentimente profunde pentru mine. Cum să încep să... Băi, deci hai ca să zic o chestie. Eu ți-am zis ție de prima dată de când am vorbit cum sunt eu ca persoană. Tu nu m-ai ascultat. Dacă mă ascultai cu atenție la ce vorbeam, nu mai ziceai toate lucrurile astea. Sau poate te-am ascultat, dar n-am perceput ideea, Marvin, știi? Dar dacă aș fi... Eu... Ți-am zis ție că nu pot să fac anumite gesturi dacă nu simt. Okay. Și cred că s-ar fi văzut. La ce formă am avut? La ce formă am avut? Ce tot miroșe ceapă? Stai liniștit. Ceapa când a intrat în piele. Aslană miroseam cum am tăiat. Și hai zic, poate eu trebuia cumva să-mi fi asumat, să fi spus mai devreme lucrurile astea și poate nu s-ar fi ajuns aici nici tu, poate nu mai sfereai. Deși mi-am asumat ca bărbat lucrul ăsta și am zis că îmi scuze pentru că te-am făcut. Cum să zici tu că mă victimizez? Eu în prima zi așa am crezut. Acum, ultima dată când a venit doamna Andreea și a deschis subiectul, eu nici măcar nu am vrut să vorbesc despre asta, cum să zici tu mie că mă victimizez. Deci dacă erai lângă mine, spune ceva în cap în momentul ăla. Era mișto. Era interesant. Deci m-a sunat, fii atent, m-a sunat fostul meu iubit să-mi zică Grațiela, eu ți-am făcut, eu, a fost la televizor faza, eu ți-am făcut lucruri pe care nu le-a știut nimeni și mi-ai distrus mașina și ăla te face de râs la televizor și tu nu-i faci nimic? Păi ai rămas de doare, cum par cu apă. Că nici nu mai era. Și cu ce te ocupi tu? Că n-am înțeles foarte bine. Eu am învățat, am studiat. A, ești încă student? Nu, acum nu mai sunt student. Încă nu ți-ai găsit pasiunea? Bă, da, eu am lucrat ca grafică design la calculator. Desenam la calculator. Grafic design, știu ce. Da. Și ceva timp. Și acum, recent, am decis să schimb tot, mai multe lucruri în viața mea. Și mi-au propus să lucrez ca secretară. Îți place ție să fii secretar? Mi-a plăcut foarte mult, da. Ideea Nu mi-a plăcut chiar jobul, dar nu cred că e. Ce presupune? Niciodată n-am știut ce presupune a fi secretară. Că toată lumea are impresia că vii cu cafeaua, ai înțeles? Da, sunt mai multe. E cafeaua, uite bă, e secretară. Este secretară care aduce doar cafeaua și face... Nu, da, secretară, eu știu că din ce am auzit ca job, sunt anumite atribuții pe care trebuie să ai, trebuie să ai calități. Secretară era rolul cel mai important în firma aia, pentru că noi era legat de mare. Și vindeam... De mare? De mare, da. Vindeam, nu știu cum se numește, jet ski. Jet ski-uri, sibob, jet surf, tot ce legat de mare. Și secretar eram că eu eram la calculator, telefonul suna non-stop, clienții, și când vindeam online mai mult. Și de la început eu luam telefonul, luam persoana, mie puțin mi-e greu să vorbesc limba română, să știi. Dar nu-mi panică, e ok. Fii tu și eu facem de la început până la sfârșit că îi vindeam ce vroia el. Eu îmi dau seama că poate e exagerat, dar că nu vreau să fiu, nu vreau să greșesc persoana, nu vreau să ajung să iubesc și să nu fiu iubită sau să fiu trădată, înțelegi? Doar ca să nu sufăr, e instinct de supraviețuire. Am înțeles. Dar de ce? Ai mai fost trădată, nu? Adică asta da, vine din chestia asta, nu? Că ai fost trădată. Da. Păi și am fost trădată. După o relație de 4 ani jumate. Și crede-mă, știu cum e. Și am fost înainte de asta trădat, după o relație de un an. Știu cum e. Eu am trecut prin toate lucrurile astea. Am trecut prin tot spectrul emoțional. Eu știu cine trece prin așa ceva, nu o să mai facă. De acord. Dar eu nu vorbesc de trădare propriu-zisă. Eu vorbesc din priviri. Uite, îți povestesc o chestie foarte personală, dar care o să înțelegi situația. Okay.
Presupunem că eu cunosc un băiat. Așa. Noi suntem toți la o masă. Uite, punem la această masă rotundă și suntem două fete și doi băieți. Și în timp ce eu vorbesc, eu vreau partenerul, poate în momentul dat nici nu-i partenerul, dar persoana care e interesată de mine, să mă asculte pe mine. Și în timp ce vorbește fata cealaltă, poate să o asculte, dar adică nu mă interesează atât de mult, știi? Și mi s-a întâmplat când persoana cu care eu eram, când vorbea fata respectivă, îi răspundea, o privea, când vorbeau eu, nu, poate era în telefon sau nu îmi trăgea atenția. Da, măi, dar astea sunt, fii atentă, uite cum văd eu lucrurile. Ține. Astea sunt contexte sociale în care noi trebuie să fim sociabili, că de asta e un context social. Pentru că atunci când sunt, de exemplu, noi doi, da? Să spunem că noi doi suntem într-o relație. Când suntem noi doi, e clar că noi petrecem mult timp împreună și vom sta mult împreună, ok? Dar atunci când e un context social, e normal să acorzi atenție și celorlalți din jur, pentru că dacă nu, cumva te transformi, te închizi, devii sălbatic, n-ai cum. Exact, dar oricum. Nu se poate, adică e normal. Ceea ce eu mi-aștept așa de la o persoană apropiată mie, okay, să-mi acorde, să spunem, cea mai multă atenție din tot cine este pe împrejur. E normal, logic, asta da, dar asta nu înseamnă că micile chichițe sau prostițe de genul trebuie să le interpretezi. E greșit să faci asta, să eu știi. Eu știu că e foarte greșit. E greșit. De asta și-am spus. Că... Mă bucur că ai zis, dar trebuie să... Uite, e ca, deci, ca idee. Un defect. Exact, adică defect. Nu, așa ești tu, e ok, e normal, așa simți tu lucrurile. Și mă bucur că ești sinceră cu mine, doar că gândește-te că eu dacă vreau să te cunosc pe tine și dacă am, dacă... Mi-am descris, adică am exprimat clar că am sentimente pentru tine și că vreau să merg spre tine în direcția asta și că vreau să avem ceva împreună. Tu trebuie să înțelegi că așa sunt eu și că eu nu mint când vine vorba de așa ceva. Adică eu dacă mă duc într-o direcție, eu merg pe direcția aia. Ai zis și tu că sunt perfecționist, sunt și poate vezi că sunt și hotărât. Deci eu dacă merg spre o direcție, merg spre direcția aia. Foarte bine. Nu fac altceva, adică nu... Ai înțeles? Ca și cum, uite, și mă duc, să zicem că mă duc la mare, da? Când mă duc la mare, nu e ca și cum merg... Știu că vreau să ajung la mare, da? Dar mă mai opresc la o benzinărie, mă mai opresc să mănânc ceva, adică, știi, mă mai uit în jur, dar asta nu înseamnă că, adică, destinația mea, tot tu ești. Da. Dacă ai înțeles? Da. Păi eu mă refeream, mi-a plăcut ce ai spus, cu siguranță este altfel. Nu știu cu ce fel de băieți ai fost obișnuită, dar eu nu, cred, nu sunt Nu, eu ți-am dat ție mai mult. Ai, mi-ai dat mie? Da. Da. Dar ce apropiare a fost acum? Cam 4 braț. Da. Te-ai răștit. Păi am fost foarte aproape. Da, și eu miroasă și a ceapă. Nu contează, nu pasă. Ok, bine. Așa, un detaliu despre mine. Așa. Și când va veni fata nouă, nu-mi pare rău că o să o cunoști. Sau când vor veni alte fete noi sau chiar și fetele din casă, dar am înțeles că fetele din casă, adică nu te-au... Exact, nu, oricum n-am nicio afinitate față de mine. Eu am avut inițial spre ceva Natalia, da, atât a fost. Adică eu am văzut că ea e îndreptat spre altcineva și am zis, păi, ok, eu nu sunt genul ei, bravo ei, eu urez, eu chiar aș vrea să fie cu Sorina, adică chiar îmi place super mult de ei doi împreună, știi? Eu, în sens, sunt o persoană super sinceră, nu joc, nu fac, adică nu sunt genul ăla. Eu mi-am dat cumva toate instinctele pe față. A, da, și după aia am zis, mi-a tras puțin la Larisa atenția, nu știu dacă ai văzut sau dacă ai auzit. Gen, a fost un moment, auzit. Așa, a fost un moment, știi? Da, atât. Adică nu, doar că, din nou, nu s-a concretizat nimic, că n-am simțit legătura aia, știi, cum am simțit-o cu tine. Bine.